Bună ziua! Bine ați venit la Cercul Scriitoarelor, o emisiune cu care deja v-am obișnuit o emisiune online despre modurile în care genul se intersectează cu practica scrisului și a publicării. Cercul scriitoarelor este un proiect al echipei Literatură și Feminism, derulat de Asociația Quantic și cofinanțat de AFCN. Eu sunt Mihaela Mihailov, sunt uh, scriitoare, cofundatoare a Centrului de Teatru Educațional Replica și uh, mă bucur tare, tare mult că astăzi eu am invitată pe o autoare la care țin foarte mult, o autoare extrem de, de sensibilă. Nicoleta Onofrei. Bună, Nico! Salut, Miha! Mulțumesc frumos pentru introducerea asta cu călduroasă. <laughs> Și eu țin mult la tine. <laughs> Nicoleta este o autoare care abordează în scriitura ei teme queer, abordează teme ale feminismului intersecțional, cum spuneam, cu foarte multă, cu foarte multă sensibilitate și de curând, de curând, a avut lansarea, a avut loc lansarea cărții ei pentru copii mici, mari, părinți adulți care sunt așa în căutarea și în păstrarea copiilor din ei. Este vorba de Soft și omulețul în frac albastru, o carte despre care o să vorbim pe pe parcursul întâlnirii noastre, o carte publicată la editura Hecate. După cum știți bine, editura Hecate interesată de uh, tematici queer, de uh, literatura feministă, de studii de gen, o editură foarte, foarte vie în spațiul, nostru, în spațiul nostru editorial și cu o linie uh, extrem de, extrem de, de clară. Uh, cum spuneam, uh, Nico este o autoare extrem de interesantă, o autoare care abordează literatura pentru copii, abordează poezie uh, și poate că ar fi interesant, Nico, să începem discuția noastră despre... Despre prima carte, pentru că e întotdeauna e destul de greu, uh, publicarea primei cărți e cu multe emoții, e cu multă, uneori și presiune, trebuie să spunem și vreau să te întreb ce ai simțit tu la publicarea la publicarea cărții. Cât de greu ți-a fost? Uh, ce, ce a fost complicat într-o procesul? Complicat procesul nu a fost. <laughs> Uh, nici nu îmi propusesem să public prea curând de momentul în, care în ca, în momentul în care a fost publicată cartea. Mă rog, eram la Cenaclu, scrieam de câțiva ani, a fost așa un val la noi în Cenaclu, mai mulți colegi au trimis câțiva ani la rând la un festival Pornilu Luceaforul și am trimis și eu un manuscris, a fost premiat manuscrisul și apoi publicat adică nu, nu mă așteptam și nici nu aveam pretenții prea mari că nu nu, nu. cei drept după aia după ce am văzut uh, cartea publicată am fost un pic dezamăgită că nu, nu i s-a acordat adică editura, nu mă așteptam să fie o lansare să, adică, să fie ceva dar nu s-a întâmplat mai nimic, adică mi se pare că nici nu, nu există cartea uh, adică așa am impresia știu câțiva oameni cei care mă cunosc na, și poate câțiva oameni din mediul literar. Habar n-am. Mă rog, au fost și niște recenzii. Deci, cumva, la câțiva oameni au a ajuns această carte, dar da, în afară de faptul că am citit o poezie la festivalul Pornilu Ceafărul după ce a ieșit cartea, nu s-a întâmplat. Adică, da, <laughs> nu știu, poate nici eu n-am știut cum, na, nu, da, nu, nu m-am priceput altfel, adică nu m-am trimis-o la, la critici literari, nu am stat cu lista de critici literari și să trimit în, la poștă, prin poștă, da, cartea. Adică, bine, am mai, am trimis la, cred că la concursul Uniunii Scriitorilor Iași, și am fost nominalizată pentru debut. Da. Noi vorbim mult în, în mediul literar și am văzut cumva și în ultimele în ultima săptămână, în ultimele săptămâni, în care s-au inflamat foarte mult, foarte mult discuțiile despre, despre canon, despre puterea din, din, din mediul literar, despre felul în care e distribuită puterea. Și vreau să te întreb dacă tu ai simțit, dacă au fost situații concrete în care ai simțit că, e nevoie să faci ceva ca să te adaptezi în mediul ăsta, că uh, trebuie, să, trebuie să treci peste niște lucruri sau trebuie să ți cont de anumite lucruri ca să, te poți, uh, ca să te poți adapta. Păi implicit la festivalul ăsta de care îți povesteam, porni for în momentul în care m-am dus, mă rog, a ieșit, aici a fost premiat în 2013 manuscris, în 2014 m-am întors la același festival ca să îmi prezint cartea, cumva, în fine. Și eram mai mulți colegi din Galați, na, toți premiați sau cu cărți publicate prin intermediul festivalului. Și, mă rog, seara scriitorii stau la terase, în fine. Și eram noi micuții încercând să ne alăturăm o unei mese. Și ni s-a zis că nu. Adică era masa cu scriitorii ăia mari, consacrați. Și da, adică nu, noi nu, nu mai sunt locuri. Mai erau locuri libere, dar nu pentru noi. Adică implicit de la faza asta. Adică dacă s-ar fi vrut, s-ar fi găsit niște locuri. Cam așa e și cu puterea și cu grupulețele și cu... Na. -ă... Că adică, am impresia că e tot un fel de uh... Na, e, 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 e un domeniu tot pe cumetri și pe, pe prietenie, adică nu, nu, nu diferă față de alte na, zone Da, ale societății. Tu, de exemplu, tu te simți parte din mediul ăsta, sau mai degrabă, nu te simți parte și crezi că chiar că e ok și așa. Pentru că uneori mi se pare că. Și situația asta între două lumi uh, poate să producă o inadaptare. Și atunci, tu, cu, tu pe unde te vezi, ca să zic așa, în mediul literar de la noi? Păi, eu nu m-am văzut niciodată în adevăratul sens, sens al cuvântului scriitoare. Adică, nu, nu am simțit apartenența asta la grup. Adică, și când mergeam la Cenaclu, bine. E, eram, eram, un grup destul de sudat și, nu, erau simpatii și antipatii și discuții, dar uh, cumva, adică mă simțeam, mă simțeam și, și acolo, cât de prietenoși și cât de, na, multe glumițe făceam între noi, uh, cumva simțeam o distanță. Simțeam că, de fapt, nu aparțin spațiului lui. lui. Uh, și, da, adică, în momentul în care m-am -am încetat, am încetat să mă mai duc la Cenaclu după aia, adică înainte să plec din Galați. Și când m-am mutat în București, nu, nu m-am mai dus în niciun Cenaclu, în nici o întâlnire literară, nu am simțit... Adică am simțit din start că sunt ca niște societăți închise, așa, nu știu. Ori era conștiința faptului că mă simțeam eu diferită, și că nu m-ar fi primit, nu știu, e posibil să fiu așa o... E, e ca atunci când întâlnești pe cineva și uh, sim, simți... Există o antipatie reciprocă, așa o respingere reciprocă. Cam, cam așa cred că a fost. Adică nici eu nu... Adică am simțit că nu am ce căuta pe acolo, dar nici, să zicem, da, să mă fi căutat cineva sau... Adică că nu voiam să fiu eu căutată, dar cumva nu s-a întâmplat. Nu, da, nu. Nici nu ne-am căutat, dar nici nu. Nu, nu, nu ni s-a simțit lipsa. Adică eu nu am simțit lipsa și nici cercurile astea literare, patriarhale, heteronormative. <laughs> da, nu. Da, au fost. Da, și nu, nu, nu m-a deranjat. Adică eu am continuat să scriu și am scris da, în special pentru mine, nu știu dacă ca o formă de terapie, ci pentru că așa sunt eu, nu știu, adică eu m-am scris pe mine. Nu, nu am vrut niciodată să, 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 scriu pe tematici date sau pentru că un anumit subiect e, la, e cool sau... Da, nu știu. Pentru mine literatura e o scriere de sine, pe sine, nu știu cum. Adică e o emanație. O... Da, un dans al propriului corp, al propriei ființe. Nu... Da. Da, nu... <laughs> Și mi se, mi, se pare, mi se pare important că ai spus că cumva, tu ai continuat să scrii și că ți-ai văzut de drum, ca să zic așa. Uh, și vreau să te întreb. Uh, ce sfat, nu știu, i-ai da unei autoare care e la începutul acestui drum, dar care poate îi e teamă să, să meargă mai departe sau nu știe cum să meargă mai departe sau poate simte că nu e locul ei în configurația asta. Pentru că mi se pare că tu te-ai definit așa foarte frumos în câmpul ăsta, apropo de m-am scris pe mine. Ce, ce ai spune cuiva care poate nu-și găsește încă locul, dar simte nevoia totuși să scrie. Păi, bine, și eu, pentru mine, pentru mine a fost un mare ajutor cenaclu, noduri și semne. Adică eram la facultate, atunci nici nu scriam mare lucru, adică nu simțeam eu că scriu literatură sau nici nu mă gândeam. Da, propriu zis, a venit un coleg și mi-a propus hai, nu vrei să vii și tu la cenaclu ăsta și m-am dus. Și ușor, ușor, s-a concretizat în mine o, o o formă, nu știu, o, o viziune. <laughs> na, adică, până la urmă fiecare, fiecare artist are o, o viziune, indiferent că, na, de domeniul în care activează. Uh, și așa că pentru mine a fost Odată dat, o a fost șansa Cenacului Noduri și Semne și a doua oară a fost șansa atelierelor literatură și feminism. Pentru că acolo eu mi-am găsit locul. Nu știu, adică contează foarte mult și oamenii de ca, pe care ajungi să-i cunoști și, și, să, și să cauți. Adică uneori e important și să cauți. Adică dacă simți nevoia unui spațiu în care să te simți safe, poți să cauți, adică e, e Google. <laughs> e, da, și sunt, 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 nu știu, cred că, da, cred că acum se, se formează așa o, o, o mișcare feministă, queer, antri, antipatriarhală și, și, nu e vorba că marii scriitori consacrați da, se simt, acum se simt un pic, da, probabil dezechilibrați, că se clatină un pic, da. Adică vor, vor ăștia micii ce? Vor să ne dea la o parte și să facă ce? Adică, da, nu se poate așa ceva. Adică nu putem să schimbăm mersul lucrurilor. Da, și... Și cred că, cred că ușor, ușor, da, diferența grupului, că adică există o diversitate acum, să zicem, de, de, grupuri în care, în care te poți simți safe. A apărut și un cenaclu queer și da, e, cred că acum sunt mai multe ocazii pentru cine nu-și găsește locul. Dar Până, până acum câțiva ani, adică nu prea erau. Nu prea mm. aveai alternative. Trebuia cumva să te lupți singur și să îți. Nu. 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 Nu, mă, nu, nu privesc în, în urmă cu mânie. Adică nu. Mie mi-a fost bine așa cum a fost. Adică. Nu, pentru că și scritura mea este este atât de personală și... Adică nu, nu caut să epatez. Nu vreau să-mi să, să, să scrie în frunte scriitoare sau... Da. Dar, pe de altă parte, da. Vreau să știu că ce scriu ajunge la alți oameni asemenea mie. E, e important, pentru că... Oamenii aia poate nu se mai simt așa singuri și au, au curajul de a, de a înainta, de a încerca și ei. Și, adică, partea asta mi se pare una dintre cele mai importante lucruri la la scritură și la literatură și să găsești fix ce trebuie ca să te zidești pe tine și și să formezi cumva o casă alături de ceilalți. Mi se pare important ce, ce ai spus apropo de existența acestor spații și apropo de existența acestor uh, uh, noduri și de faptul că apar, încep să apară totuși uh, mai, multe, mai multe, hai să zicem, case pentru mai multe tipuri de scritură. Uh, Totuși, întrebarea mea ar fi: de ce crezi acum că ar fi nevoie uh, ca, ca, nu știu, autoarele cu ei să, să, să se simtă uh, mai în largul lor, să aibă mai multă vizibilitate? De ce crezi că ar fi nevoie? Care ar fi condițiile ca tipul ăsta de, de, de literatură și uh, lucrurile astea să poată să fie mai vizibile? Păi, în mod clar, să nu mai fie discursuri uh, asemenea celor uh, ale Anei uh, blandian. Adică, din... trebuie, să... trebuie să vină, un... să fie un pic de deschidere și din partea celor mari și consacrați. Adică, trebuie să. Trebuie să înțeleagă că lumea e în schimbare și că. Uh, nu e greșit să fii diferit și pur și simplu adică să vadă, adică nu să pună așa o piedică din start a că adică să, să se lovească de niște, de niște cuvinte sau de niște sintagme sau nu, dar hai să văd despre ce e vorba. Dar hai să văd, hai să citesc poemul ăsta. Adică au ajuns niște cuvinte să ne perie, adică dar nu trecem dincolo de cuvinte să vedem ce se ascunde în spatele acelor cuvinte, că adică, nu știu, ne da și cred, cred că cred că deschiderea trebuie să vină din partea cealaltă, pentru că um, na, mișcările astea, na, ce faceți voi cu, cu cercul scriitoarelor și cu zilele literaturii feministe, adică voi faceți asta, dar trebuie să fie, adică trebuie să să -și asume o responsabilitate și cei din afara acestor cercuri a cercuri micuțe care încerc să răzbată. Adică fără fără conștientizarea celor uh, mari și puternici. Uh, da, adică e foarte greu, adică e o luptă împotriva tuturor și a nimănui. Mm -hmm. Dar crezi, uite că aici mi se pare o discuție interesantă, apropo și de ce s-a întâmplat la festivalul de la Iași. Uh, crezi că e necesară? Adică, uh, uneori sunt schimburi care poate duc undeva, alte ori mi se pare că totuși funcționăm uh, pe străzi complet paralele. Uh, dar complet, adică nu, nu ne întâlnim. Uh, și, poate că e și poate că e bine și așa. Adică, crezi că trebuie să existe o forțare de o parte sau de alta, sau pur și simplu lucrurile își creează propriile lor drumuri și poate că. Uh, ar trebui să, să zidim apropo de să betonăm mai mult, să muncim mai mult la spațiile astea alternative, la spațiile astea care nu sunt consacrate, care nu intră în mainstream, dar care nici nu uh, așteaptă ceva de la mainstream. Pentru că senzația mea e că uh, cumva... Pe de-o parte, ne e bine că nu suntem acolo, zic mai ales la mediul literar. Pe de altă parte, totuși, parcă trăjim să fim acolo. Și atunci, cum, cum, ne, cum, cum se echilibrează lucrurile între, între dimensiunile astea? Uh, în mod clar, nu ne este cumva bine pentru că ne simțim safe în aceste spații uh, care încer, încet, încet încerc să, încep să-și lărgească limitele. Uh, dar, pe de altă parte, nu vreau nimic forțat din partea cealaltă. Adică, nu. Pur și simplu, cred că anumite persoane mai deschise la minte ar uh, putea să-și asume un discurs uh, uh, catalizator sau, nu știu, adică, nu vreau o. o alianță între cele două părți, adică nu, nu vreau compromisuri, pur și simplu. Cred că prin, asum, prin asumarea unui anumit tip de discurs, cred că anumite zone ale patriarhatului s-ar putea deschide mai mult. Pe de altă parte noi muncim pe, pe linia noastră, adică urcăm muntele așa cum știm noi să-l urcăm. Și mai adunăm câțiva oameni pe parcurs și tot mai strângem și tot mai strângem. Adică cred că eu trebuie o muncă în, în paralel, dar nimic forțat, nimic forțat pentru că nu nu duce la nimic. Adică ce, să ne să ajungem să ne jignim unii pe alții? Nu. Nu vreau și nici nu vreau compromisuri. Adică bine, compromisuri cumva toți facem la un moment dat, depinde cât dăm, depinde cât cu ce, cu ce valoare, cu ce greutate. Mm -hmm. Aș vrea să ne întoarcem la cartea ta pentru copii. O carte minunată, nu o să încetez să spun, pe care o recomand tuturor uh, adulților și tuturor uh, celor care uh, știu să citească, sau ar putea, de ce nu, chiar să. Să învețe să citească uh, cu această carte, uh, extrem de emoționantă, Sof și omulețul în frac albastru, o carte apărută la editura Hecate, uh, o carte care mi-aș dori foarte mult să nască niște discuții despre mizele literaturii pentru copii, despre universurile, despre posibilitățile literaturii pentru copii, pentru că spuneam și la lansare, e o carte uh, scrisă cu multă tandrețe, cu multă delicatețe, dar în același timp e o carte politică. Mi se pare greu să scrii literatură politică pentru copii, mi se pare necesar, uh, extrem de relevant. Ai spus la lansare și mi-a rămas așa în minte și de câteva zile când mă gândesc la carte, mă gândesc la ce ai spus atunci. Ai spus că ai vrea, să fie, ai vrea ca această carte să fie ca o îmbrățișare. Mi-a plăcut mult și m-a emoționat tare ce ai spus atunci și vreau să te întreb um, ce îmbrățișare e cartea asta. Cui o dai? Uh, Ți-o dai ție mică? Uh, Ne-o dai nouă? Cum, cum, cum ai pornit în, la drum cu îmbrățișarea asta? Ei, cred că mi-am acordat-o în un, un primul rând mie, gândindu-mă la mine copil. Și apoi de la mine copil, cumva, da, lărgind, lărgind un pic cadru, gândindu-mă la, la ceilalți copii care sigur există sau și au existat în alte spații. Adică e... Sunt aceste construcții, na, blocurile, care, da, ascund tot felul de vieți. Nu știm ce se întâmplă acolo, într-o cămăruță, sub o masă, ce copil își imaginează alte luni fiind în singurătate. Cumva, da, e... De asta mi se pare important mesajul ăsta, că și cred că, cred că de fapt, și o astfel de carte, adică ar putea ajunge la, la cei cu mintea deschisă din societatea heteronormativă și patriarhală și închistată. Adică, adică dacă nu, dacă nici atât de ceva, atât de cald nu poate ajunge la ei și lovindu-se numai de aceste cuvinte queer care îmi spăimântează de dreptul Adică nu o să ajungem nicăieri. Adică nu vreau decât o îmbrățișare. Copilul ăla mic și însingurat nu vrea decât o îmbrățișare. Vrea să simte că este iubit, indiferent cum este el. Deci, da. Cam, cam asta. Adică m-am gândit la, la... dincolo de ferestrele blocurilor, nu știu. În ce se întâmplă dincolo de ferestrele blocului? Mai ales că acum e pandemie și poate nu, copiii nu ies, stau mai mult în online adică, sau ies numai cu părinții. Um, na, sunt și părinți care riscă și duc la lucrurile de joacă și interacționează cu copiii între ei și așa mai departe, dar oricum sunt copii care sunt, se simt diferiți și ceilalți îi simt pe ei diferiți și există tot timpul bariera asta care nu îi lasă să se cunoască atunci au nevoie de o pârghie. Da. da. Căr cărțile pentru copii eu le văd ca pe niște pârghii. Uh, nu numai să le deschidă lumea asta imaginară, dar uh, și să se cunoască pe ei, și să le dea speranță, și să cunoască lucrurile uh, și trăirile și emoțiile din lumea reală, adică nu, nu știu. Inclusiv, da, da, iubirea, moartea, toate temele astea mari cu, de care se lovesc copiii în viața de zi cu zi. Grija, diferențele, în fine, adică. Literatura pentru copii nu e doar o poveste. Fiecare poveste are un mesaj. Ce mesaj le transmitem noi copiilor? Cum vrem să, fim co să fie copiii noștri, nepoții noștri, copiii prietenilor noștri? Cam, cam despre asta e vorba, cred eu. E o, o carte spuneam, foarte tandră, foarte delicată, dar care vorbește despre multe, multe subteme, deschide, cum zici tu, multe, multe ferestre în, în blocurile din noi, vorbește despre prietenie, vorbește despre imaginație, despre ce... Ce te blochează uneori, dar poate dacă privești de mai multe ori, înțelegi. Mă refer la sărutul și îmbrățișarea pinguinilor pe care îi descoperă fetița. După aia, mă refer la relația asta foarte profundă, foarte puternică din cartea ta cu natura. E o fetiță care este ajutată să descopere, să-și descopere legăturile cu vântul, legăturile cu natura din jurul ei, să asculte. De, uh, natura și asta iarăși mi s-a părut foarte prețios, această relație profundă care se stabilește între un copil și natură, o relație cu care poți crește poți crește altfel. Uh, și vreau să te întreb uh, dacă a fost greu să scrii cartea asta, pentru că așa cum bine spui, ea nu e doar o poveste. Sigur, e accesată și poate fi accesată uh, ca o poveste minunată, să nu uităm că din uh, Dourica de, de la nu, de la chiuvetă, iese un, un omuleț care o însoțește pe fetița ta, Uh, deci e o frumoasă deschidere spre imaginație, dar tu pui în discuție și alte teme, pui în discuție și alte mesaje care cred că e bine să ajungă la copii, uh, mai ales când sunt în formare, când încă nu sunt de plin, uh, plin formați. Și vreau să te întreb uh, cum ai lucrat pe fiecare palier din cartea asta, pentru că e o carte cu multe paliere. Um. <coughs> M-am apucat să scriu pornind de la o amintire. Adică inițial nu m-am gândit să fie într-un fel anume. Am văzut-o pe Sof, cred că am mai zis în alte interviuri, a pornit de la o amintire pe care o am cu mama mea în bucătărie. Era cred că înainte de 90. Înainte de 89, stăteam în bucătărie, făcea ceva la cuptor. De fapt, sunt scuplate două amintiri. Și simțeam căldura aceea a cuptorului și mă uitam la mamă, dar totuși conștientizam, eram, eram foarte conștientă de mine pentru că, na, ca atare, mi și aduc aminte foarte bine de momentul ăla. Și după aia nu știu, adică am vrut să-i dau puteri fetiției acesteia. Am vrut din, din, din să nu mai fie așa suspendată în singurătate, în universul ăla al ei, care a așa în, 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 într-o bulă protejată de, de bula ei, nu știu, în fine. Și am, am vrut să, am vrut, am vrut... copiii au copiii au un imaginar foarte bogat. Și dacă 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 nu ni s-ar spune tot timpul de către adulți, nu mai nu te mai mai muțări, nu te mai nu mai fi cu lumea în, cu capul în nori. Adică eu cred că eu cred că imaginarul ăsta ar rămâne cu noi toată viața și ne-ar salva, adică ne -a, și n-ar mai fi atât de, nu știu, de chitroși, de răutăcioși, de... Um, n-ar mai ține... n-ar mai fi atât de furioși, de, nu știu. Da, și... Um, da, e... Lumea, lume, lumea imaginară a copilului este un, este un instrument foarte puternic de a, de a Rezista și de a crește și de a. Um, cred că aproape toți copiii fac povești. Uh -huh. Și cumva, adică i-am dat. odată i-am dat cumva Sofie, am impresia că Sofia își scrie propria poveste. Din moment, adică nu știm, poate ea de fapt și-a imaginat toată chestia asta cu omulețul care este din chiuvetă. Poate, poate asta e o, e o poveste pe care ea ne-a spus-o nouă. Da. Uh, și apoi, da, adică, evident că, mă doare uh, puterea asta a oamenilor mari de a le spune copiilor că e greșit să fii într-un anumit fel. Uh, și că na, nu ai grijă, nu vorbi cu oia că te fură și așa mai departe. Adică sunt niște, adică creștem, creștem cu niște prejudecăți majore, adică și ne e foarte greu după aia să ne, să ne scuturăm de ele. De asta, adică, e important să transmitem un mesaj pozitiv copiilor și să, să lăsăm copiii să, să cunoască singuri. Nu să, nu să, le imprimăm noi frici, pentru că alea sunt fricile noastre, nu sunt fricile lor. Și e important să, 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 să dăm fetițelor da, puteri și să aibă curaj și încredere în ele că pot face orice. De fapt, orice copil poate face orice. Nu contează că zice învățătorul, profesorul că ești prost. Nu! Nu, nu nimeni nu are dreptul să-ți spună că ești prost sau că ești... că diferit e înseamnă greșit sau să te facă să te simți greșit pentru că ești diferit. Și în legătură cuvântul... Uh... Aici tot cred că de la... Mă plimbam foarte... Aveam o vreme în care mă plimbam foarte mult singură. Bine, acum am plimbările cu Calvin. Da, și îmi plăcea să-mi să, mea... să, mea... să mea ascult pașii în momentul când, când pășeam pe talpa încălțărilor, în momentul în care pășeam pe asfalt. E, e foarte liniștitor și foarte... Mă simțeam foarte puternică în momentul în care mă conectam atât de puternic cu mine. Și să ascult frunzele... Țin minte la galați, în fine, ieșeam pe balcon, fumam o țigară și ascultam frunzele copacilor. Și cumva, da, adică era, era un moment atât de... de, de cu o liniște atât de puternică, încât adică... Trebuie să le spunem copiilor că este important să fie atenți și la natură, pentru că ar, ar putea să descoperească lucruri despre ei, nu neapărat despre lume. Adică și despre lume, dar și despre ei. Și cu pinguinii, da, adică trebuie să avem grijă de toate ființele, trebuie să înțelegem că ființele, adică animalele, nu, adică și noi suntem animale. Adică nu putem nu putem să să ne rugăm noi dreptul asupra altor ființe și să le închidem în, în cuști. Adică cu ce suntem noi mai presus de ele? Adică de ce avem noi să avem noi puterea asta atât de mare încât să închidem niște ființe și să că nu, că cred că la un moment dat existau discuții cum dar unde mai văd copiii animale. Păi și de ce trebuie să le vad în cuști? Ăla nu în numele lor natural. Nu mai știu, când eram prin liceu, povestea profa de engleză că nu știu ce, copii, copii din Franța credeau că um, sticlele cu lapte, adică nu puteau să facă, nu puteau să facă asocierea dintre vacă și lapte, adică da, adică credeau că apar în sticle așa, adică nu că vaca face lapte sau mai că, da, era o o ruptură undeva Încă mm. adică noi trebuie să vedem, na, nu știu, eventual, na, la... Mm. Nu. nu, avem nevoie de gratii. Nimeni nu are nevoie de gratii și de cuști. Cum ne învață schip și mou pentru că oamenii oamenii da, își impun în, dacă nu bine, avem garduri peste garduri și la nivel emoțional și la nivel fizic. da, adică trebuie să trebuie să avem un pic de deschidere, adică nu putem să ne și să și să ne chestionăm, adică nu putem să fim să fim așa să ne să ne împăturim, să punem o groază de straturi și de armuri și să nu mai chestionăm nimic. Adică eu să mă simt safe așa, întreabă to, adică, nu știu, trebuie să chestionăm un pic, să ne întrebăm, dar de ce e ăla așa, dar cum este, adică, da, întreabă-l, întreabă, -l. întreabă -l. da, așa ești, ai fost dintotdeauna, dar cum e să fii în pielea ta, dar, nu știu, încearcă să cunoști. Încearcă să spargi barierele, să spargi gardurile. Adică... eu înțeleg că, na, oamenii au făcut grupuri și triburi ca să se protejeze de alții și... Dar nimeni nu-ți nimic, adică nu... Nu mai e așa o luptă pentru supraviețuire, nu... Adică, da, există pentru unii, chiar lupta există luptă pentru supraviețuire, dar nu. Trebuie să ne amintim că suntem oameni, adică animalele ne oferă mai mult iubire decât ne putem noi oferi oamenii, noi între noi. Ție ți-a lipsit fetița asta când erai mică? O. Nu, pentru că eu mă adică. pentru că eu m-am gândit la. Uh, soft ca la mine. Uh, nu. adică țin minte că eu mă jucam foarte mult singură. Aveam câțiva prieteni la blog, dar, nu știu, s-au mutat, uh, nu prea ne intersectam, că aveau părinții alt program, în fine. Um, m mă jucam foarte mult singură și mi-imaginam foarte multe lume. Și asta până târziu, adică și acum îmi mai imaginez lumi. Și m-am simțit safe, așa. M safe și, și cred că fericită. Adică eu, eu sunt fericită cu lumile mele. Sper că... Scuze. Nu, 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 spune, spune tu până la capăt, scuze. Nu, 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 că, nu știu, uneori sper că nu pierd șirul. Nu, 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 um, cumva ce mi s-a părut mie foarte, foarte puternic la carte e exact, exact zona asta în care se plasează, faptul că deschide atât de multe paliere, faptul că e o pârghie, cum spuneai și tu, Uh, și că, în același timp, uh, se adresează multor vârste. Și asta mi se pare extraordinar. Adică, te ajută cumva să regăsești, poate, ce ai pierdut la un moment dat sau să te gândești cum ar fi fost să, să ai povestea asta lângă tine uh, și îți vorbește, de fapt, despre. Um, despre diferențele astea care mi se pare că trebuie însoțite și e bine că există, există subiectivități diferite și e bine că ne ajutăm unele pe altele să le înțelegem și să fim alături de ele. Și o carte și despre o frumoasă prietenie până la urmă și imaginea finală, desenul final cu, cu fetița și cu omulețul pe canapea e, e o imagine... Foarte delicată și o imagine exact despre, despre cum ajungi la finalul unui drum poate să fii mai puțin singura. Acum că, cred că cred că ar fi cred că ar fi fost frumos să am o sof lângă mine. Acum da. Acum am avut așa o cred că ar fi fost da foarte frumos. Să, să ne jucăm împreună. <gânt> uh, scuze, poți să mai... Adică, întrebarea? Poți să mai repeți întrebarea? Nu era o întrebare, era doar un comentariu apropo de, 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 de ideea asta de, de literatură care însoțește cumva devenirea și de personaje care te ajută într-un anume moment poate să fii mai puțin singură. Când, nu știu, când n-ai uh, lumea în jurul tău, când uh, sunt personaje care, cum spui tu, îți dau forța să, să mergi mai departe. Păi nu asta căutăm la cărți? Eu asta credeam că... Da, adică eu m-am însoțit foarte, foarte mult de personajele cărților pe care le-am citit. Adică e, am râs cu ele, am plâns cu ele, adică eu nu văd, da, adică literatura pentru mine asta este, adică nu, nu citesc să-mi formez, o, să fac, să fiu cultă. Citesc ca să am prieteni, să mă cunosc mai bine, adică prietenii, da, imaginari, da, mie îmi plac prietenii imaginari. Da. Adică e... e frumos să, descu să descoperi emanațiile, emanațiile altor oameni și lumile altor oameni. E, e frumos să, descu să descoperi lumea cu, cu alții. Chiar dacă acești alții sau altele uh, sunt uh, imaginari sau nu. E... Și... Nu, no, avem avem, un, avem de învățat. Și, da, adică a fost. Eu, eu jucam basket în liceu, adică aveam și în școala generală, aveam un, un grup de băieți cu care jucam eu basket. Dar, da, mai erau și momente în care nu ieșeam cu ei sau nu ieșeam la basket. Și atunci, da, adică. Aia era lumea mea. Era, erau prietenii din. da care mă așteptau în cameră. Gașca mea de, din cameră. Um, și mi-au deschis, de, mi au deschis foarte mult universul și m-au ajutat. Na, am avut, na, ca orice adolescent, na, drame. Da. Și a contat foarte mult. Și a contat foarte mult și profa de română. Adică vreau să-i mulțumesc pe toate căile că, da, îmi dădea liste de, de lecturi recomanda da, da, și mă întreba păi, după aia ce părere a avut și a contat foarte mult pe, pentru mine adică a fost un sprijin enorm da, na, eram într-un liceu în care nu mă simțeam foarte confortabil și da, faptul că ea mi-a întins această pârghie, această mână da da, a fost, a fost, un ajutor enorm pentru mine. Adică, da, și cărțile și ea. Uh -huh. Pentru că a fost acolo să, să-mi să, -mi dea, să, -mi, să -mi recomande altceva decât ce era în programă și da. Ce rol are prietenia pentru tine în procesul ăsta al scrisului și al, și al publicării? Cum, cum o vezi? Păi dacă mă gândesc la parcursul meu, poate nici nu m-aș fi apucat de scris dacă nu era prietenul meu Ionuț care, îmi spună, care să-mi spună hai nu vii și tu la genaclu? Dacă nu ar fi fost prietena mea, Ileana, poate nu m-aș fi dus la atelierele de literatură feministă. Și așa mai departe, adică prietenii au un rol foarte mare în parcursul nostru indiferent care ar fi ăla. e foarte greu să răzbați singur, adică să fii într-o bulă în care, nu, în care nu ești deloc, nu interacționezi cu alții. E, e greu să și să publici și să, și să scrii, adică eu n-aș putea să scriu dacă n-aș avea interacțiuni cu alții. Bine, nu, aș putea scrie, pardon. Da, dar e în momentul în care Dezbați cu altul sau alta un text în care discuți. Adică sunt importante te, te, discuțiile astea pe, pe literatură și pornind de la literatură și de la mai faci un schimb de text, te ține în priză și îți dă curaj și da, e, îți min, îți E un, e un, e un, dialog continuu. Eu pot să scriu și singură, dar în momentul în, care, în momentul în care intru în anumite cercuri sau e mai vie discuția într-un anumit moment al vieții mele, atunci sunt mult mai prolifică, ca să zic așa, adică mă ajută. e, e... E un ajutat enorm și să, și să scrii și să publici pentru că nu uh, am alex când și uh, o video anemcioai cei adică eu îi cunoșteam de deja în momentul în care au acceptat să -mi, să -mi publice, să o publice pe sof Probabil mi-ar fi fost foarte greu dacă nu aș nu. Nu știu, dacă eram în continuare la Galați, habar Adică, cred că mi-ar fi fost super. Nici nu știu dacă aș fi scris cartea dacă aș fi fost la Galați. Uh, adică, contează foarte mult lumea în care te miști. Contează foarte mult uh, accesul la un anumit informații, la un anumit timp de interacțiune. Uh, da. Mm. Nu știu dacă dacă aș fi apucat să să, să, să iasă la Lumină Sof, dacă nu erau niște oameni. Așa că e, e foarte important să să ajungi da. Vântul m-a purtat, vântul m-a purtat prietenul meu, vântul m-a purtat într-un loc și pe lângă niște oameni fără de care probabil Aș fi fost tot eu, dar na, cine știe, da. Când scrii poezie, pentru că tu scrii și poezie și cumva așa ai debutat uh, și vreau să te întreb, uh, e ceva diferit? Cauți ceva diferit? Accesezi ceva diferit? Mm. Evident când am scris soft m-am dus într-o zonă în care eu în poezie nu mă duc. Poeziile mele sunt destul de dure. Da, um, am și frustrare și durere, și, și frumos, și sensibilitate, și, uh, și iubire, și dor. Dar um, când am scris soft, m-am dus într-o zonă în care în poezie eu n-am apucat să mă duc. Adică în zona aia de. Uh, delicatețe și sensibilitate și. Uh, nu știu. Nu, da, eram copil. Abia descopeream lumea. Da, eu n-am apucat să. Adică, să scriu o poezie pentru mine copil. Dar o poveste, pentru mine, copil, da. Deci, cred că m-am dus, am, am, da, am, să... Deși, chiar mă gândeam că, mă gândeam că dacă, mă rog, dacă îmi spui să, dacă trebuie să, sau trebuie, mă rog, dacă sunt invitată să citesc și ceva, și m-am uitat pe două texte și mă gândeam, m-a lovit așa. Zic, mamă, ce diferită e poezia mea față de psof. E... Nu știu, Sofa a fost Nu știu, cred că e cel mai E cel mai bun loc Al meu Da mm. um... Numai că în, în poezie sunt și lupte Adică Da Scuze Nu, no, nu, no, nu no. Vreau să te întreb dacă în momentul ăsta ți se pare că există, că se conturează o scenă a literaturii queer, o scenă emancipatoare în spațiul nostru? Care sunt, nu știu, dorințele tale, speranțele tale? Cum crezi că, cum crezi că am putea să fim mai bine? Um. Păi, se concretizează deja. Bine, e, e important și festivalul Art 200. Adică, acolo vin tineri care vor mă, cu partea asta de, de literatură, de partea de proză și poezie. Sunt ateliere de... Anul ăsta a fost pentru prima dată și ateliere de, de proză, adică... Um, în mod clar, e o, e o deschidere și către cei care poate încă poate nu scriu de mult, poate tatonează, încă nu știu dacă să mai scrie, ce să facă, uh, în fine. Uh, și pentru oameni care au scris cândva, dar care n-au mai scris de mult și acum ar vrea să se reconecteze cu partea asta, ar vrea să se conecteze cu persoane asemenea lor să cunoască persoanele asemele, asemenea lor și cumva, da, zic că e, e, sunt câteva punți, niște punți. Mm -hmm. uh, da. Pentru tineri și cumva simt aproape fizic cum, cum cei de pe partea cealaltă care sunt singuri și care nu și-au găsit drumul vin aici și ne înmulțim. Adică... Da, și cred că, cred că încet, încet, da, se, se formează așa o... un grup. Doar că, na, să nu... Sper că grupurile astea să nu... să nu se închidă la un moment dat și să... Adică să rămână deschise în continuare. Pentru că, na, pericolele astea de a te închide și de a pune bariere sunt peste tot. Și eu cred că e important să, da, a, adică pentru cei vulnerabili, pentru cei marginalizați, adică nu, nu văd vreun bine în a ne da. Ne pune bariere și ne exclude. Mm -hmm. Da. Persoane care nu sunt ca noi, dar care sunt marginalizate. Adică. Adică, cred că asta, tocmai asta este rolul. Adică să. să. ne deschidem brațele către cei care care sunt inadaptați, care... Da. Care au nevoie de cineva. Nu știu, de un spațiu, sigur. E... Spațiu, sigur, contează mai mult decât... Da, e... E vorba de integritatea ta psihică și fizică, la un moment dat. Adică... Da... Da, se concretizează. Se, se concretizează. Sunt, sunt niște... Sunt nuclee, A zis tu mai devreme. Sunt niște nuclee. Și e bine pentru că probabil tineri, adică tinerii transmit. Transmit mai departe și uite ce chestii mișto se întâmplă acolo. Ai vino și tu aici. Mm -hmm. Doar că... Da. Um, e greu de moderat. Da. Și discuția asta în cadrul nucleelor. Adică sunt conflicte și aici nu ai cum să, să le eviți. Nu știu dacă vrei să ne citești ceva, dacă... Da, că... Mi-am pregătit să citesc niște... O poezie pe care n-am mai citit-o până acum e de vreun an, așa. Și o să mai citesc și un fragment dintr-un poem apărut în Cutra, Himera de Sânge. Și recitind textele astea, două, astăzi mi-am zis oh, ce diferită e poezia mea față de soft Da. Um... Portretul fetelor cu turnul. Scuze, scuze, stai că nu mai pot să mai micșorez. Da. Uh, portretul fetelor cu turnul. Fetele nu pot învăța o meserie, nu pot fi mecanici și nu pot lucra la strung. Fetele pot învăța ceva lăcătușerie, dar mai ales pot mătura străzile din fața grupului școlar în care ajung pentru a învăța o meserie primesc turnuri curățate de nuiele, firele de mesteac în răsar, tuleele colegilor care lucrează la strungurile pentru metal. Însă salopete mari, primite de la tații, unchii sau de la orice rudă a lor care a lucrat vreodată în combinat. Fetele par mai degrabă să râșcui asfaltul în timp ce salută profesorii care intră pe poartă. Fetele stau la țigară înainte de a căra mormanele de frunze. Două pe gardul școlii, două pe bordură și alte două în picioare. Uneori mai fac țigara poștă. Înainte ca două, câte două, să care mormanele de frunze pe pături fugărite de câinii nimănui. La 15 ani, când nu ai luat notă mare la capacitate pentru a intra la liceu, înveți cum să dai cu târnul. Fetele mai pot da cu mătura în atelierul de strungărie pot spăla vasele maestrului în care au fost serviți ceilalți maestri cu pește, ai grijă la oase și curăță bine grăsimea. Fetele mai pot, la specializarea mecanică motoare termice, să șteargă praful de pe cărțile dintr-un corp vechi de bibliotecă. Fetele de la specializarea mecanică motoare termice mai pot completa caietele colegilor lor cu detaliile tehnice ale modului în care funcționează un strung în timp ce băieții fac piese la strung. Dar mai ales peste ani, își pot aminti cum ar fi putut să învețe despre motoare termice și strungărie, în timp ce dădeau cu turnul în fața școlii. Asta, da, eu amintire de când eram la școala profesională. Da. Și un fragment din chimera de sânge, un studiu poetic asupra endometrioții. Greutăți de plumb îți atârnă de organele interne. Te fac să mergi aplecată. Ca un roboțel cu circuite disfuncționale, ca un isus cu crucea în spate, urcând golgota cu buze uscate. Cu corana de spini în jurul bazinului, perforându-ți pelvi pelvisul. Abdomenul se umflă, o pungă cu mațe, o carne vie care crește și dă pe din afară, pe care ai vrea să o apuci în mâini și să o arunci ca pe un venin. Dacă nu o ții în mâini, ai impresia că o să pice, o să se scurgă ca un cheag când pășești. O să cadă ca un căcat într-un WC. Un nod constant în gât îți oprește voma să nu iasă pe gură. Te însoțește mereu, ca o umbră înfricoșătoare noaptea, cu colți și coarne. Se suie pe tine, te posede, te sufocă, te pândește, te urmărește să sară pe tine. Știi mereu asta la fiecare pas, la fiecare mișcare de după colți, de după uși, de după privire. Broboane se conturează pișirea spinării, mici Caroa. Ai timp să le vizualizezi pentru că cresc odată cu tine, lună după lună, ani după ani. Proboanele au contururile lor. E ca și cum s-ar întoarce acasă. Hi, honey! I'm home! Spun ele. Un alien conceput la fiecare 28 de zile. Un calendar îți arată ceasurile de libertate. Tai zilele ca într-o închisoare. Le scrizelești pe ziduri, pe gânduri, Amere. Nu ai făcut armata, dar nici nu trebuie. Te trezești cu noaptea în cap, spală, pune absorbantul. Ia ibuprofenul, încălzește apa, pune în sticlă. Nu e turuș pe coate, dar încerci să dormi în timp ce cuțite imaginare îți străpung pielea abdomenului un alt fel de răni și joacă și mergi la școală, dar du-te la muncă, în timp ce lame te crestează pe interior, în timp ce capul ți într-o pâclă, ca un taur în arenă, după ce țepușa a fost înfiptă, în aplauzele spectatorilor, scurmi așternuturile. Ole! Reluare, lumini, oameni. Ce zic oamenii ăștia? Mereu, mereu sunt niște oameni care zic ceva. Privesc de pe margine Iisusul cu murcă muntele râzând, bătând din palme. Fata, ți-a căzut vata! Niște nori de mâzgă sunt desenați deasupra creierului tău să lipsesc de circunferințe ca o vată de zahăr clăioasă pe ochelari. În păr se întinde ca o gumă prinsă pe banca dintr-a șasea. Corpul tău arde mai puțin organele alea din dreptul coapselor care par cu cuburi de gheață. Doar că nu zângânești și nu le poți bea cu coniac. Toată pielea îți devine slinoasă, părul îți mulează cu atenție Capul te desenează, te caricaturizează, râde de tine, în timp ce muncitori minuscul dau concert de bormașini și picamere. Strigătul lui Miuh, ești un țipăt mut, pentru că, pentru că nu naști și nu are cum să te doară atât de tare. Ce naiba, mai au și alte femei menstruație. Te agăste pereți ca de niște colași de salvare, îi lovești, își faci cearșaful, îți înfigi unghiile în palmă ca să dispară pentru puțin timp durerea aia, ca să simți și altceva. Urcă muntele, urcă-l bestie murdară. Ce naiba, mai au și alte femei menstruații. În fine, până la urmă, fiecare femeie simte altfel durerea. Asta, asta e un fragment din, din textul respectiv. Da, mi se pare că, așa cum ai spus și tu foarte bine, sunt stilistici uh, foarte diferite și zone diferite, ceea ce mi se pare extrem de tare. Uh, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația, mă bucur tare mult că am stat de vorbă astăzi și uh, vă recomand să citiți, să citiți pe Nicoleta Onofrei, să-i citiți poeziile, să-i citiți cartea pentru copii, pentru că o să descoperiți, o autoare care jonglează cu tăioșenia cuvântului, dar și cu tandreța lui. Și o autoare care ține tot timpul, te ține tot timpul în, în așteptare și în dorința de a, de a de a mai afla ceva, de a mai descoperi ceva. Îți mulțumesc mult încă o dată că ai fost cu noi. Uh, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă reamintim că ne puteți găsi pe pagina pe care deja o cunoașteți, Literatură și Feminism, pe Facebook și pe Instagram, dar și pe canalul de YouTube cu același nume și că puteți descărca gratuit volumele colective în format electronic de pe www.literatură și feminism.wordpress.com. Lectura plăcută, mulțumim că ați fost cu noi!